Bună seara! Astăzi o să abordăm două tematici. Prima e legată de schimbarea prefecților în Alba. Din mai anul trecut și până acum în ianuarie 2013, iată, suntem pe calea pune un al patrulea prefect, reprezentant al guvernului în județul nostru. În mai a fost schimbat Ștefan Bardan cu Dan Simedru. În noiembrie, Dan Simedru a fost înlocuit de Flavio Cozuc, care Flaviu Cozuc, iată, în zilele acestea va fi înlocuit de Gheorghe Feneșer. A doua tematică se referă la starea națiunii, după cum știți și ați văzut probabil la televizor, premierul Ponta a făcut o dare de seamă în ceea ce privește datoriile României, planurile de bătaie pe anul în curs. Lăsând vorbirea deoparte, să abordăm prima tematică. Eu zic că imaginile sunt mai elocvente decât orice discuție, decât orice monolog. Să le vedem. Prefecții din județul Alba se schimbă precum anotimpurile. În miez de primăvară, pe 13 mai, prefectul Ștefan Bardan a fost înlocuit de Dan Coriolan Simedru. Pe 1 noiembrie, în peisaj ruginiu de toamnă ajunsă la maturitate, a fost rândul lui Dan Simedru să predea ștafeta lui Flaviu Cozuc. În plin ger de ianuarie 2013, tânărul prefect Flaviu Cozuc va fi înlocuit de Gheorghe Feneșer, care a aflat doar ieri că va fi prefect. Mobilizat de responsabilitățile noii funcții, Gheorghe Feneșer vrea ca Alba Iulia să fie capitală de regiune. Îi urăm succes și, chiar dacă din calendarul schimbărilor lipsește sezonul estival, sperăm să aibă viață lungă în această funcție. Domnule Feneșer, cu toate că numirea nu este publicată în Monitor oficial, sunteți prefect al județului Alba. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Pot să vă spun că și eu am aflat ieri despre hotărârea de guvern în care am fost nominalizat ca prefect. Acum, în mod normal, mai trebuie făcuți doi pași. Primul, apariția monitorului oficial, iar după apariția monitorului oficial, probabil 24-48 de ore, se va face instaurarea la prefectură. Ce priorități aveți dumneavoastră în calitate de prefect? Aici îmi vine să zâmbesc când mă întrebați de priorități. Prioritățile sunt foarte multe, nici nu știu cu care aș putea să încep. În orice caz, vreau să vă spun, la fel cum am mai spus și colegilor dumneavoastră, nu doresc să schimb nimic din ceea ce a fost bun și a fost pornit în prefectură. Doresc să continui toate proiectele bune, doresc să și sunt convins că pot să veghez asupra legalității, obiectivității și imparțialității. Totodată, cred că pentru toți cei din județ implicați politic, prioritatea numărul 1 în anul 2013 va trebui să fie atragerea capitalei regiunii la Alba Iulia. Este un lucru pe care ni-l dorim cu toții. Este un lucru deosebit de important pentru noi, ca cetățeni ai județului și pentru economia județului Alba. Știți probabil la fel de bine ca și mine că este o luptă foarte grea. Să te lupți cu județe ca și Brașovul, Sibiul, Mureșul, care din punct de vedere economic toate sunt peste noi, din punct de vedere al numărului populației toate sunt peste noi, din punct de vedere politic al politicienilor cu funcții de răspundere în aparatul central au mult mai mult decât noi. Este o luptă aproape inegală. Dar eu vă spun că ideea mea practic este de a omogeniza întreaga clasă politică din județ și nu numai din județ. Am cunoștințe în județul Covasna și Harghita. Sper că, conform proverbului unde-i unu, nu-i putere, unde-i doi, puterea crește, sper că județele Covasna și Harghita să țină la județul Alba și să fie alături de noi, pentru că această capitală va ajunge la Alba doar în cazul în care președinții Consiliului Județene cu toți primarii din zonele respective vor vota pentru acest lucru. Nu ne așteptăm ca cei din Brașov să voteze Alba, nu ne așteptăm ca cei din Sibiu să voteze Alba, dar ne așteptăm ca Alba Iulia, capitala de suflet, capitala Unirii Românilor, să devină capitala regiunii, mai ales pentru că în momentul de față știți că avem Curtea de Apel aici. Avem două instituții regionale, agenții regionale, Agenția de Dezvoltare Centru și Agenția de Dezvoltare și pentru Pescuit. Și sperăm și sunt convins că cu efort din partea noastră vom reuși și mai avem un mare atu. Niciunul dintre județele mari nu are un sediu, nu are o clădire adecvată pentru așa ceva.
Eu sunt convins că dacă voi discuta cu domnul Dumitrel, cu domnul primar Hava, vom reuși să găsim în cetate loc pentru așa ceva. Încă prefectul Flaviu Cozuc părăsește instituția cu regret, dar cu zâmbetul pe buze. Domnul prefect, anul nou la dumneavoastră a venit cu schimbare, din păcate, cu o decizie care cred că nu v-ați fi dorit-o și aș vrea să vă întreb, să vă rog să comentați această situație de fapt. Deci, cu siguranță nu mi-aș fi dorit-o, dar era de așteptat, pentru că se știe de la început am fost numit temporar. Această perioadă de interimat, să zic așa, nu era precizată nicio perioadă, niciun termen final. Deci, la un moment, dintr-un moment într altul, mă așteptam să vină această decizie. E o decizie politică, nu pot să o comentez. Asta este. Acum aș comenta eu puțin și dumneavoastră să intrați cu mine în dialog, să-mi dați un răspuns eu. Pe mine ce mă surprinde oarecum e faptul că în locul dumneavoastră e numit, va fi numit, nu cel mai mult ca sigur, omul care va propulsa pe dumneavoastră în această funcție. E doar o coincidență? Deci cum se știe, prefectura județului Alba, mă rog, vis-a-vis de înțelegerile la nivel central, era Partidul Conservator. Dumnealui, domnul Feneșer Gheorghe, în calitate de președinte al Partidului Conservator, a avut acest drept să alege dacă vrea sau nu. Și de când am înțeles, dumnealui a tot refuzat de-a lungul timpului anumite funcții mai mult sau mai puțin importante, acum a venit momentul să se răzgândească, să revină, cum citeam în presă, la gânduri mai bune și să accepte această funcție. Eu nu știu, dar eu cred că nu e o coincidență faptul că dânsul acum câte zile a strâns de prefectură? N-am numărat zilele. Vă pot spune că 2 luni și 9-10 zile. Depinde acum când va fi publicată în Monitorul Oficial hotărârea. Acum 2 luni și 9-10 zile, dânsul a fost cel care a insistat din partea Partidului Conservator să fiți dumneavoastră numit prefect. Da. Și s-a și întâmplat. Eu, ca speculant, nu, sau pot specula, mai bine zis, nu speculant, că nu sunt, sau ceilalți din presă, sau oamenii politici, pot specula faptul să zică că pe dumneavoastră va folosi ca pe o marionetă dânsul pentru a-și aranja ploile. Întrucât, probabil că dânsul n-a vrut să stea 2 luni, să vadă ce se întâmplă la alegeri și ulterior să vă ia locul. Dumneavoastră credeți în această ipoteză? Acum, dumneavoastră puteți specula, cum ziceți, orice, de ce nu pot, nu mă gândesc la așa ceva. Deci, atunci așa a fost momentul, asta a fost decizia dumnealui, dacă s-a răzgândit, n-am nimic împotrivă, viața merge înainte. Dumneavoastră spuneați că îl respectați foarte mult pe un om deosebit, ați rămas la aceeași opinie? Da, bineînțeles. Bineînțeles, cum să nu. Deci n-am motiv să-mi schimb opinia. Eu, în locul dumneavoastră, aș fi supărat pe dânsul oarecum. M-aș fi simțit, sincer să vă spun, folosit. Nu pot să comentez. Dacă dumneavoastră v-ați fi simțit așa, eu nu m-am simțit folosit. Pentru mine a fost o onoare faptul că am fost la conducerea județului pentru această perioadă. Nu puteam să refuz și acum, dacă mi s-ar mai propune, știu eu, în viitor, mai îndepărtat sau mai puțin îndepărtat, același lucru, aceeași decizie aș lua-o. Pentru că, nu, asta este. Deci, contează mult în experiența profesională o asemenea funcție. Ați vorbit cu domnul Feneșer? Da, bineînțeles. Și ce v-a spus? Adică, în ce sens? În sensul ăsta că dânsul vă ia locul. Ce v-a spus? Măi, Flaviu, uite, asta e situația. Da, exact. Deci a fost o discuție amicală. Mi-a spus că, cum am zis, s-a răzgândit, sau, mă rog, mai bine zis, mă repet acum, cum scriam presa, revenim la gânduri mai bune și că îl interesează funcția de prefect. Bineînțeles că i-am respectat decizia. Exista posibilitatea ca dumneavoastră, dacă ați fi intrat în Partidul Conservator, să rămâneți în continuare dumneavoastră prefect și nu dânsul? Nu știu. Deci chiar nu mi-a pus problema și nici n-am avut o discuție pe tema asta. Acum, făcând un remember a ceea ce a făcut dumneavoastră în activitatea de prefect pe astea 2 luni și 10 zile, cum ați rezuma? Cum să rezum? Eu consider că activitatea, bineînțeles, nu făcută de mine singur, ci împreună cu personalul instituției prefectului, a fost o activitate bună. Obiectivele pe care le-am avut le-am îndeplinit cu succes. Bineînțeles, sunt unele obiective care nu pot fi considerate finalizate, și asta aici mă refer la anotimpul rece, pentru că încă suntem în sezonul rece, dar din cele 3 obiective mari, ziua națională, alegerile și anotimpul rece, cele 2 obiective care au fost și încheiate, eu zic că le-am încheiat cu succes, fără probleme majore, chiar și minore foarte puține. Deci vreau să vă spun că așa, dacă o gândesc la rece, la fel de mândru ies din prefectură cum am intrat. Am înțeles. Regretați că plecați din prefectură? Vă veți întoarce sigur în primăria? Da, cu siguranță. Regretați că plecați? Da, regret. Dar nu neapărat pe
pentru faptul că pierd funcția. Și efectiv, credeți-mă, m-am atașat foarte mult de colegi în aceste două luni și 10 zile. Deci am un regret, nu pot să zic că plec aici ca de la casa pustie. Și normal că am un regret. Și ultima întrebare, dacă ar fi să-i dați un sfat domnului Feneșer că el vă urmează în funcție, dacă vi-l accede, ce sfat i-ați da? Să continue ceea ce am început eu, că sunt unele acțiuni pe care le-am început vis-a-vis de organizarea în cadrul instituției, pentru că mici disfuncționalități le-am constatat eu și să le continue pe acelea, să le pună pe un făgaș normal, iar în rest să aibă grijă de probleme pe care le întâmpină, să fie atent la ele și să le gestioneze cum trebuie. Bun, și acum chiar o ultimă întrebare. Da. Că am vorbit cu dumneavoastră, țin minte când, înainte chiar de a se modifica monitor oficial numirea dumneavoastră, da. Și atunci aveți rezerve în a comenta ce înseamnă politică și politician, dar era pentru mine vădit că nu vă face mare plăcere politica și ceea ce se întâmplă în România și ce fac politicienii. Acum, dacă ar fi să comentați despre politică și politician, cum le-ați defini așa pe scurt? Același lucru, aceeași părere am ca și înainte. Deci acum sunt oameni și oameni, interese și interese fiecare. Deci nu pot să dau o definiție clară, pentru că e greu de definit politica și politicienii din punctul meu de vedere. Da, cert e că nu-i fată mare. Corect, asta este foarte adevărat. Lăsând deoparte prefecții de Alba, noi urăm succes în activitate noului prefect, care va fi Gheorghe Feneșer, și trecem la politică și la starea națiunii, mai precis la ceea ce cred oamenii de rând despre politicieni și politică, despre ceea ce ar trebui făcut ca nouă tuturor să ne meargă mai bine. În acest sens am mers astăzi, am abordat această tematică acolo unde bărbații în general fac politică, adică la un pahar de vorbă. Să-i ascultăm. În general, femeile nu fac politică, iar bărbații o abordează la un pahar de vorbă. Așa că i-am căutat la fața locului să luăm pulsul electoratului. I-am evitat pe pătimașii jucători de filcău și am abordat patru albaiulieni dornici să-și exprime opinia vis-a-vis de starea națiunii. Să-i ascultăm. Ce nu mai abordați în România? Sunt astea cu salarii, locuri de muncă, salariile mici, pensiile mici. Și cu parlamentarii ăștia, prea mulți parlamentari. Deci sunt aproape dublu cât trebuia să fie. Acum câțiva ani, domnul Băsescu, fostul președinte, că nu-i mai actual. Păi a fost demis în vară. M-a pus abuziv acum, nu știu de cine. Și a promis că reduce la 300, nu a redus. S-a dublat, aproape dublu, 580 și atâta, 88 sau așa ceva. Deci aia trebuie făcut. Domnul Ponta și cine conduce acum să facă promisiunile care le-au avut înainte de alegeri, i-a fi ales. Ce credeți noastră ar trebui să facă primele trei măsuri pe care ar trebui să le ia? Locuri de muncă, să umble un pic și la pensii, să mărească și pensiile și la salarii, la astea și... Astea la alte, abuzurile din poliție și politicienii care fac influență la judecătorii și le astea, că vedem acum scandalul ăsta din judecătorii. Toate, pe ce s-a măsfăcut? Politic. Merge nu știu cine să numească pe ăla, să se aleagă între ei, să facă asta. Aia trebuie să facă, să vadă acolo că sunt oameni care nu au bani, familiile, să trimită copiii la școală sau încălțăminte din cauza aia, sau n-are să-i pună pachet sau din astea. Aia trebuie făcut. Aia trebuie să umble. În localități, să vadă primarul ce face. Face abuzuri, face lucruri bune, face de alea. Ultima întrebare. Da. Apropo de majorarea taxelor și impozitelor cu 16% la nivel de Alba, s-o luat. Da, s-o luat măsură, am văzut acum la televizor. Cum comentați? Păi, acolo nu pot să zic, pentru că cheltuielile la nivel de județ și de localitate poate sunt mari. Poate la unele ar trebui, dar nu la toate, după cum am înțeles, ceva la remorci, la case, la taxe și impozite, la asta să măresc. Deci nu comentați pe tema asta. Nu comentez, că îmi dau seama că sunt și acolo grămadă de cheltuieli. Poate n-ar trebui, dar părerea mea că... Dumneavoastră, dacă ați fost primar, ați fi mărit? Cum să vă spun? Deci n-aș conduce singur, pentru că mai sunt grupul ăla de consilieri și de așa, aș lua părerea la mai mulți și ce ar adopta
tot ceilalți care... Am înțeles. Bun, mulțumim mult. Astăzi, premierul Ponta prezint o dare de seamă referitoare la starea națiunii. Cu datorii, România, așa mai departe, ce ar trebui făcut. În opinia noastră, care ar fi primele trei măsuri care ar trebui să le ia guvernul în ideea de a ne merge mai bine nouă românilor? În primul rând, să reglementeze odată între ei, între partide, să nu mai fie discriminarea aia, și în al doilea rând, cu Uniunea Europeană. Deci să nu mai depindă, adică să nu mai, cum spun alte partide, că unul zice că ascultăm numai de ăia și ăia ne dictează. Deci trebuie să facă în așa fel ca să fie el stăpân. Da? Că Băsescu zice că lasă să... În al doilea rând, pentru muncitori, pentru țară. El numai cu bugetarii și cu pensiile și cu... Dar ăștia cu întreprinderi mici și construcțiile și astea, n-am auzit odată să spună, i-au lăsat pe patron, indiferent că 4-5 muncitori, că sunt 1000 în firmă sau cu salariile și cu drepturile. Aia nu au salarii fixe, nu au drepturi, nu au numai obligații. Cine? Angajații? Angajații, la patron. Patronul, ți-am spus, începând de la 4 angajați, dacă are, își face regulile singur. Da, vrei să spui că nu-ți protejați salariații din domeniul privat? Da, da? Și el îi protejează numai pe bugetari. Și noi suntem obligați, care muncim, să cotizăm exact ca și ceilalți la bugetul statului. De beneficiat, nu beneficiem de nimic. Dar ați fi premier, ce măsuri ați luat? În primul rând, cum a început domnul ministru cu de la interne. Acum, că a văzut, adică după un scandal, deci după, numai după ce ia foc, deci nu de când mă unește, deci de la început trebuie văzut. De atunci trebuie luată măsuri. Preventiv, da. Începând de la... Nu, nu-i condamn pe ăia ce stau pe scaun acolo, pe ăștia care-s mici și umblă, da? Ăștia scriu și dau hârtile mai departe incorrecte. Deci incorrect. Față de ceea ce se întâmplă pe stradă sau într-o întreprindere sau, mă rog, unde o fi. Am înțeles. Ce nu pot suporta în România? Ar fi mai multe de spus, dar cei mai discriminarea asta între politică, nu între oameni. Politică, oamenii n-au treabă între ei. Oamenii de rând de jos n-au treabă între ei, fie țigan, ungur, n-au treabă. Dar politic, să nu se mai fățiși, că nu mă gândesc că și ea pe o parte e așa. Deci numai în cuvinte și în... Numai de fațadă, fac. Da, exact. Deci să nu mai fie, să fie totul ceea ce zice sau ce spune, să și facă, să fie real. Deci să nu se mai cheltuie cum și cu autostrăzile și milioane și miliarde de bani aruncați și oamenii suferă. Nu, deci să fie ceva ceea ce spune, să fie și concret. Adică vrei să zici că să-și dea mâna și să facă împreună exact, pentru bine exact, țării, nu? Exact, nu tot dacă USL-ul a făcut o propunere, ăsta nu-i bun. Dacă fac ăia, nu acordă ăștia. Așa nu o să fie niciodată pace. Și acum că ultima întrebare, că veni vorba și de starea națiunii, de starea românului, de începerea despre majorarea taxelor și impozitelor locale la nivel de Alba Iulia cu 16%. După câte am înțeles, o să rămâne la aprecierea administrației locale. Da. Nu. Și asta e o minciună.
politice? Fiindcă el a dat legea de la început că se scumpește și acum deja ai dat, a intrat în monitor oficial și acum spune că rămâne la aprecierea. Acum, sincer să fim, care o fi ăla, primar sau prefect, să nu-ți iei taxă, dacă ai o da voie. Eu nu cred că este vreo unul să zică, bă, nu-mi trebuie că am buzunarul plin și nu trebuie, să nu vă taxez. Că deci, noi deja în Alba Iulia s-a aprobat întreaga de Consiliu, potrivit cărnia, taxele și impozitele pe 2013 s-au majorat. Nu, cu asta nu-s de acord. De ce? Fiindcă dacă o lăsat la aprecierea primarului sau prefectului, deci să ia el măsuri în funcție de bugetul ce are și cred că este în Alba Iulia destul. N-ar trebui să majoreze nici impozitele și nici taxele. E ceva corect. Nu se descurcă un om ca tine în ziua de azi în România. Eu spun a mea părere. Greu. 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 În ce sens? Începând de la salariul, asta am zis, de la construcții, salariul ce ala, cât ai rămas la aprecierea patronului, ala îți dă cât vrea. Te lasă acasă când vrea, te cheamă când vrea. Îți dă cât vrea. Din coace partea asta, facturile îți vin, alea nu se majorează de la lună la lună. Ajung să plătesc pe lună la 600 de lei și eu câștig 1200. Cu 600 de lei să ieși fata la școală, trăiesc și eu și familia. Dacă ai fi la guvernare, în cabinetul Ponta, care crezi tu că ar fi primele trei măsuri care trebuie să ne ia, ca să ne meargă bine nouă România? Asta e întrebare grea. Să le tai pensia la pensionari. Dar e glumă. Nu știu. Dar îți merge bine ca român? Unde? Aici? Acum? Da. Aici n-am mai muncit de mult. De unde ai muncit? Unde a fost și... Ai fost în Germania? Care e diferența dintre Germania și România? Enorm. Cum e acolo și cum e aici? Enorm. Deci pui pe Gheorghe, nu-l pui în locul lui. Dacă nu-l pui în locul lui, nu merge treaba în țară. Am zis. Eu mă duc să fiu contabil și o barnă de contabilitate. Și hârtiși când auzi... Dar le merge bine constructorilor? Păi dacă e prima economie, nu vezi că și la știri tot. Și aici România, ce nu le merge? Păi, de ce? Dacă Gheorghe la putere și ea barnă are de putere, dă-te mă de acolo, lasă-l pe altul care știe. Gheorghe fiind cine? Gheorghe, bine, am zis un cuvânt. Care nu se pricepe. Ponta, dar băi, nu... N-ai oameni buni, dă-i mă jos, spune alții care sunt în domeniu, nu? De ce au mers la noi șantierele pe Reaua lui Ceaușescu? Că erau oameni în domeniu. De ce nu? Acum de ce nu mai merg? Ba nu. Ești pe parlamentar, ce vreau? Foarte urâtă. De ce? De ce? În loc de 300, 500? Ăla a vrut 300, ăștia 500. Tă din banii a mei, a tăi, a lui oricare. Dar ce nu mai suport în România? Oh. Parlamentari. Cu fie 200. Bun. Și în afară de parlamentari, ce nu-ți place în România? Prostie. Aia e cea mai grea. Și nu o rezolv. Spun. N-ai cum. Dar ce vrei să zici? Și mai ce? Păi nu vezi că e o chestie, îi se anunță ceva, noi suntem grămadă. Ca oile. Băi, se schimbă carnetele. Dă-i la grămadă. Că nu mi-l, peste 5 ani trebuie să-l schimb. Dar mă duc acum. Că nu e o prostie. Să orice, să dă ceva românul la grămadă. Pentru ce? Pentru ce? Că îmi dai tu o bere, dar ți-o neapărat să fie o chestie din asta? Și până la urmă ce ar trebui făcut? Ce ar trebui? O schimbare, dar nu știu cum. Nu știu cum. Cadrul
Deci chestia, oamenii care trebuie să-i pun în funcție, lasă ea de funcția lor, care trebuie să-și fie, care nu, dă-le pace. Nu. E funcția mai capabilă, da. Care se priceapă în domeniul respectiv. Da, mă pui pe mine la televiziune, abar n-am să umplu cu o cameră, nu merge. Am dreptate sau nu? Ai, vrei să spui că așa se face, că să pun oameni în funcții care n-au ce căuta? Da. Nu, mă, n-auzi, că merge secretară, nu știu ce, și apar n-are să bată la calculator. Tu ce cauți acolo, secretară? Da, astăzi m-am trebuit, ce m-am dus? A, de-a... Ce cauți tu acolo? De ce nu-l lași pe ăla cu facultate dacă merge mânuțele? Și nu e coadă, nu-i nimic. De ce crezi că pleacă românii să lucreze în străinătate și ce ar fi făcut ca să îi facă statul român să stea aici să lucreze? Păi, foarte simplu. Chestia e că îți trebuie fabrici, trebuie să le dai drumul la industrie, adică la tot, dacă nu-i dai drumul, ești mort. Și noi nu le dăm drumul, noi le distrugem. Le-au distrus tot. Deci ăla face fabrici la el, merg toate fabrici și la noi, de ce nu se pot merge? De ce? Nu știu. Ia să ai toate fabricile care cât ori fost, numai în Alba. Mai aveai șomaș, 11, n-aveai, aveai, uite, Neamțul are 60 de milioane, are 5% șomaș și noi avem 12, 15. De ce? De ce? Cât ai câștigat în Germania și cât câștigi aici, ca în domeniul construcției? Păi, să zicem dublu, față de aici. Bine, am zis o asta. Că poți să câștigi și acolo mult, dar și la ei taxe, dacă trebuie să plătești, plătești dintre ei, nu, stai că nu îți plătesc, nu, nu. Prima dată îți ia banul și după aia îți dă restul. Dar prima dată îți taxele. Ce facă eu la mor? Deci stai că trebuie să plătesc, că nu plătesc, că nu, 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 nu. Ia de tu banul în coci și ăsta e a tău. Dar eu ți-am luat banul care trebuie. Mai avem o șansă în România să le mai bine. Păi știi, vă 20 de ani. Mă apuca mai bine. Păi n-ai cum, mă. N-ai cum, că uite, tinerii, să-i lași la putere, vezi că nu pot, n-ajung. Și nu s-aș ajungă niciodată. Care a fost? Era o chestie cu copii de ăștia până în 30 de ani, 40 de ani. Vezi unde-s? Nu-s. E 1-2 numai. De ce nu-s? Dar trebuie să-i schimbă. Ăla stă 10 mandate în fotoliu? Nu e bine. Băi, nu ești capabil, ești afară. Stai 4 ani și lasă pe altul. Da. Băi, n-am făcut. Și o chestie și cu votul. Nici 4. Păi nu, hai să zic că... Și cu votul noi suntem de vină, toată țara. Mă, tată, am vrut pe ăsta. Hai să vă dau, 80% merg la vot și îi schimbăm. Mă, nu vă convine? Ei, știu ăștia după 4 ani. Bă, vine ăștia 80%, iară populația. Și dacă nu am făcut treaba asta, mă dă afară. Tot cu partid, cu tot. Ei, la noi nu se fac așa ceva. Noi te-ai dus 30%, 40%. De tată minune asta. Cred că nici electoratul nu se prezinte la... Aici îi dai lovitura. Aici îi dai de lovitura. Gura la politician. Băi, da, te-ne ești capul. Ești 4 ani, ești sigur că nu mai ești. Da, da, e mulțumit un 4 ani, mai ales. Da, da, ăla la partid care vine la putere, zice, opa, ăștia dacă nu fac ce trebuie, iar nu prind. Deci aici ei atunci să rupă. În momentul ăsta când ai făcut ruperea. Bun, în două cuvinte, cum ai definit politica politicienii? Cam... rău. Rău că nu știu. Ei s-au dus acolo, dar nu știu pentru ce. Eu cred că asta e ideea mea. Crezi că nu știu pentru ce? Ăla s-au dus să stau. Deci să stai pe banii tăi, a mei, să stai pe bani. Pe altceva nu văd. Bine, acum noi nu pește. Pe interes? Altceva nu văd. Nu mai ține cu ăla, mă duc acolo, că acolo îmi ține. Da-s banii și acum a fost scandal că nu-i mai convine la hotel, că aveau chirie, că aveau bani. Pentru ce? Descurcă-te, tată, vrei posturi? Ia, mai plătește și tu din buzunarul tău. Să te văd. Ce nu mai suportați în România? Ce vă dezamăgește? Ce vă umple de nevoltă? Mai multe. În primul rând, după părerea mea, e treaba că prea multă minciună și în special din partea politicienilor. Promit una când îi cu alegerile și nu mai fac absolut nimic. Promite aia, marea cu sarea pe toți, după ce ajunge și se vede în București,
de mulți nici nu mai auzi de ei pe la televizor sau să auzi un proiect că l-au înființat, l-au propus sau lege. Și legile văd că pentru unii sunt ciumă, pentru alții sunt numă. Legile. Pentru cine e ciuma? Ciuma e pentru ăla amărât și sărac și nu știu mai cum, ăla îl prinde că a furat o găină sau a luat ceva sau știu altceva, s-a întâmplat ceva, ăla repede îi găsește loc la pușcărie. Dar alții care fac fraude și minciuni politice și trebuie, aia bine mersi. Bine mersi. Să plimbă în continuare. Cine are bani, deci sunt și excepții de în lege cu judecători, cu procurori care își fac treaba. Dar sunt unii care cum le învârt, ei știu cum învârt legea, că ăia care ies cu bani nu prea vezi după gratis, unde le locul. Ce crezi că trebuie să facă guvernul Ponta? Primele 3-4 măsuri, ce trebuie să pună la punct ca să ne meargă mai bine? Eu n-am, cum să spun eu, pregătire de director de una de alta, dar după părerea mea, ca să facă și locuri de muncă, trebuie create investiții. N-ai investiții, în ce investești? În ce? Dai numai banii ei de acolo, dai la pensionari, dai la șomeri, dai mai la handicapați, mai bagi în sănătate, care iar numai consumă în învățământ la fel și deci sunt niște ramuri neproductive. Încearcă să facă anumite proiecte care să aducă și banii europeni și să aibă și oamenii locuri de muncă. Și atunci, automat, omul având loc de muncă, are salariu, are de unde cheltui bani. Și atunci, altfel, problemele le văd eu cel puțin. Bun, asta fi una, a doua. A doua, deci prima am zis-o cu Roșia Montană, să-i dea drum odată, când îi dă drumul la Roșia Montană? După ce murim noi, mor copiii, care e problema acolo, de nu se mai dă drumul la aia? Cum credeți, dacă aș fi acolo, cum credeți că ar putea fi înlăturată minciuna din rândul politicienilor? Cum credeți că ar putea, care ar fi antidotul? Antidotul ar fi... Ai promis, ținte de promisiune. N-ai promis valea, să nu mai fie mandatul de 4 ani și tu tot 4 ani, tot, poate tot minciuni. Sau mergi și dormi în Parlament pe scaun. A da o supărare. Că îi dă mașină, îi dă hotel, îi dă cazare, tot ce vrea și dorme acolo. Și salariul, nu mai vorbim de el. Și el dorme acolo. Dar de aia l-am ales ca să dorme acolo. Stie și dorme acasă. Păi da, serios. Ce sfat i-ați dat lui Ponta? Să nu mai fie așa mândru de el și politica să o lase, deci cu politica să fie mai maleabil în politică. Că noi depindem acum, după ce ne-am vândut fabrici, toată întreprinderea, tot ce am avut noi bun, acum depinde, suntem la mâna europenilor. Ca să ne finanțeze ăia pentru alte și alte, trebuie să o lase mai moale. Să fie mai maleabil, că altfel... Au avut ieșirile alea la început cu doamna Merkel și cu nu știu mai care. Doamne, prea. Și mai diplomat. Să fie mai diplomat, da. Mai... Și nu Traian Băsescu? Traian Băsescu cât mai are de stat să stea liniștit acolo, să nu mai înceapă iar vâlbă și iar. Că asta numai sufli în vânt sau faci o treabă contra vântului. Lasă-l, domnule, acolo, că... Altul mai bun care ar fi? Că pun și o întrebare, care ar fi mai bun? Acum de atâția ani de zile, cel puțin s-au văzut niște treburi, au mers bine cât au mers. Acum cu criza, normal că nu mai merge. E normal. Cum vedeți anul 2013? Cum îl începeți? Cu speranță? Cum credeți că va fi? Puțină speranță, mai mult pesimism. De ce? Nu se știa. Acum să zicem că poate din vară să se mai dea drumul la locuri de muncă, șantiere, mai știu ce, să înceapă să construiască. Dar în afară de construcții, eu nu văd ce s-ar mai... unde s-ar investi. Legat de ce am votat noi, nu mai rețin acum câțiva ani, cu reducerea parlamentarilor, da? Populația, cred că în jur de 70, dacă nu mai mult la sută, o vota pentru reducerea parlamentarilor. Bun!
Am votat ce am crezut eu în sinea mea. Bă, până la alegerile actuale, ăia sunt de scaun. Bun. Acum, în loc să se reducă, să voteze Constituția, să se reducă numărul de parlamentari, ne-am trezit cu 100 de parlamentari în plus. La oamenii ăștia le trebuie salarii, le trebuie cabinete, cheltuieli, șoferi, mașini, telefoane și așa mai departe. Noi ce am votat, noi poporul român? Ce am votat? Reducere sau majorare? Am ajuns la 600 de parlamentari la un număr de 20 de milioane, să zicem, dacă suntem la ora, dar nu suntem în țară atât. Bun, cheltuielile unde sunt? Numai un pic, salariile la ei să mențin și funcțiile și în sfârșit beneficiile care le are ca parlamentar, senator, la ei să mențin, de unde? Din banii cui? A noștri, nu? Asta, cu asta nu sunt de acord. Dar cu taxele și impozitele locale, ce ziceți cu majorarea asta? Poate că era necesară, dar în primul rând trebuia să mărească, nu mă refer la mine, să mărească pensia ca să aibă de unde plăti. Toate să scumpesc, toate le măresc, prețul și servicii și tot ce e și de mărit. Pensii, nimic. O dat ceva înapoi, care nu știu cum le-au luat anul trecut, au fost perioada de câteva zile. Bun, și ultima întrebare, un mesaj politicienilor în general și parlamentarilor de Alba în special. Să fie mai aproape de populație, de cei care i-au ales și să facă ceva concret. După cum v-ați dat seama, concluzia e una singură. La tăți ni greu, poate mai puțin sau chiar deloc politicienilor. La revedere!